Astăzi am revenit aici pe YouTube cu un nou haul Shein, așa cum probabil ați observat încă din titlu, pentru că știu cât de mult vă plac astfel de clipuri. Mie îmi place să le filmez, dar mai mult de atât să-mi comand diverse lucruri de pe Shein, pe care mai apoi să le împărtășesc, de ce nu, cu voi. Așa cum s-a întâmplat și cu acest colet uriaș, în care se află diverse, pentru că am aici articole vestimentare, produse de make-up, dar și accesorii, așa că hai să intrăm în el. Am observat că în ultima perioadă tind să fiu mai curajoasă în ceea ce privește comenzile de pe Shein și nu știu dacă asta se datorează TikTok-ului, acolo unde văd permanent câteva lucruri care m-ar interesa sau care mi-atrag inevitabil privirea, sau faptului că pur și simplu am comandat destul de multe lucruri care nu m-au dezamăgit pe parcursul timpului, așa că astăzi avem aici câteva fustițe, rochițe, o să vedem în minutele următoare, dar și câteva produse de make-up, pentru că da, vreau să le testăm împreună într-un clip separat. M-am făcut extrem de curioasă, pentru că le-am văzut peste tot, încât am zis, gata, trebuie neapărat să le testez și eu, pentru că nu se mai poate așa, trebuie să văd de ce toată lumea vorbește despre ele și de ce sunt atât de apreciate, dar și de lăudate în mediul online. Însă, din păcate, pentru persoanele curioase, o să las produsele de make-up la finalul clipului, urmând ca în minutele următoare să vorbim despre accesorii, despre haine, dar și despre această gentuță pe care mi-am comandat-o de pe Shein, pentru că da, cu ea începem. Este o gentuță elegantă, simplă, un basic, dacă vreți să-i spuneți așa, o gentuță albă cu câteva detalii aurii, care pur și simplu mi-a furat privirea încă de pe site, pentru că într-adevăr arată foarte, foarte bine pentru prețul ei. Costă undeva la 30-40 de lei, un preț mai mult decât accesibil, pentru că într-adevăr, în realitate arată foarte, foarte bine. Arată exact ca din poze, nu m-a dezamăgit din punctul acesta de vedere, pentru că mărimea și felul în care arată se aseamănă extrem, extrem de mult cu poza de pe site. Dacă mă urmăriți de mai multă vreme, știți cu siguranță că ador poșetele, gențile, am o colecție destul de măricică, aș putea să spun, a prins amploare în ultima perioadă de timp, o colecție în care se află atât gentuțe mai scumpe, dar și gentuțe mai ieftine. Aceasta fiind una dintre ele, pentru că nu mă limitez neapărat într-un anumit buget, de cele mai multe ori aleg ce-mi place, ce mi se potrivește pe o perioadă mai lungă de timp și ce pot purta cu siguranță în ținutele mele de zi cu zi, pentru că acesta este de ce nu aspectul cel mai important. Vreau să mă bucur de ele, vreau să le port și să nu fie pur și simplu niște genți, niște poșete uitate pe raft pe acolo pe undeva, iar acesta este un model extrem de minimalist, dacă vreți așa, este foarte, foarte simplă, foarte versatilă, cred că s-ar potrivi multor ținute, atât colorate, cât și mai elegante, casual și așa mai departe. În interior arată cam așa, vă spun încă de pe acum că nu este chiar cea mai încăpătoare poșetă, pentru că mărimea în sine nu-i permite acest lucru, însă cred că vă puteți depozita telefonul, portofelul, un pachet de șervețele, rojul și așa mai departe, pentru o ieșire scurtă în oraș, de exemplu, nu pentru o zi foarte, foarte aglomerată. Aceasta este așadar noua gentuță și a intrat în colecția mea de pe Shein, accesibilă, dar care cred că își merită banii pentru că este simpatică, drăguță, minimalistă, simplă, elegantă, un basic, așa cum v-am menționat și anterior atunci când am început să vorbesc despre ea. Am văzut multe modele pe Shein care mi-au atras cumva privirea, atât elegante cât și sport, colorate sau simple, așa că în următoarele comenzi, dacă aveți și voi câteva recomandări, posibil să îmi mai cumpăr câteva accesorii de genul acesta, aceasta fiind prima mea achiziție din sfera genților sau a poșetelor de pe Shein, așa că să mai fie, pentru că într-adevăr îmi plac și mi-aduc o adevărată bucurie. Să vorbim în continuare și despre articolele ce se mai află aici lângă mine, pentru că dacă m-ați lăsat toată ziua să vorbesc despre accesorii, eu n-aș mai termina, așa că în continuare o să vă vorbesc despre o bluzică foarte, foarte frumoasă, dar și foarte simplă, foarte elegantă, care cred că s-ar potrivi multor ținute pentru zi cu zi, dar și pentru seară, de ce nu, într-o combinație foarte bună. Am aici un articol care a costat undeva la 30, poate 40 de lei și care m-a atras din punct de vedere al simplității, dar și al detaliilor, pentru că în partea de sus întâlnim niște biluțe care imită foarte, foarte bine perlele și cam așa arată. Mai multe imagini o să vă inserez eu pe aici pe undeva ca să vă dați un pic seama de material, de textură, dar și de felul în care arată pe mine, însă perlele acestea se întâlnesc și la mânecă, aici în partea de jos, și mi se pare un detaliu foarte, foarte drăguț, dar și foarte feminin, de ce nu? Dacă este să vorbim despre material, am aici 70% viscoză, dar și 30% poliester, materialul în sine fiind
unul foarte, foarte moale, nu atât de gros, cât ideal pentru perioada aceasta rece a anului. Cred că dacă ești o persoană foarte, foarte friguroasă, nu te-ai putea descurca cu el. Însă mie îmi place să mă simt destul de lejeră, foarte confortabilă și să nu simt că am un material extrem de gros pe mine, așa că acesta este cumva idealul meu. Este materialul în care mă simt cel mai bine în perioada aceasta rece a anului. Îmi place tare, tare mult. Cred că am văzut-o integrată în multe ținute din momentul în care am zărit-o pe Shein, pentru că a fost accesibilă și cred că este un basic pe care ar trebui să le avem în dulap, pentru că se potrivește într-o varietate de ținute, atât din punct de vedere al culorii, cât și din punct de vedere al modelului, ce poate fi purtat cu blugi, cu pantaloni sau cu fuste. Așa că eu cred că este un mare, mare da pentru această bluză foarte accesibilă de pe Shein. Chiar nu credeam că pot găsi modelul acesta, însă l-am găsit și îmi place tare, tare mult, mă definește într-un fel sau altul. Și lăsăm aici deoparte pentru că în continuare aș vrea să vă vorbesc despre o fustă ce cred că s-ar potrivi de minune cu pulloverul pe care vi l-am arătat anterior. O fustă pe care am văzut-o de cele mai multe ori toamna aceasta, dar și iarna aceasta, prin Zara, H&M, Stradivarius. O fustă care oricum circulă în trend în perioada aceasta, circulă prin magazine, circulă prin mall. Am văzut-o de cele mai multe ori purtată, așa că am găsit-o pe Shein la un preț mult, mult mai mic, calitatea fiind similară, aș putea să spun. Este o fustă care arată cam așa, o fustă în carouri cu un material un pic mai gros, potrivit pentru perioada aceasta mai rece a anului. O fustă care are drept mic detaliu aici în partea stângă, acești trei năsturei care cred că completează de minune modelul, pentru că într-adevăr îi dă un aer un pic mai elegant. Am văzut-o asociată inevitabil cu pulloverul pe care vi l-am arătat anterior și cred că s-ar potrivi, însă o să le probăm împreună. Că despre mărime, pentru că n-am menționat asta până acum, am aici mărimea 36 și anume mărimea S, materialul fiind unul din 100% poliester, însă cred că ar trebui să ne așteptăm cumva la acest lucru, având în vedere că vorbim despre o fustă de 40-50 de lei, un pic mai ieftină decât ceea ce găsim noi în mall, însă o să vă las un link în descriere care o să vă ducă exact la acest model, pentru că pe Shein, așa cum știți și voi, găsiți modele similare. Cam așa arată, să știți că mă încape, îmi e bună, mi-am ales mărimea corect și uite cam aceasta este și lungimea ei. Nu pot să spun că este o fustă foarte lungă, nu pot să spun că este nici scurtă, mi se potrivește. Am observat că deși n-am purtat-o o zi întreagă, ci am probat-o câteva minute, îmi este pe cât se poate de confortabilă, n-am avut niciun disconfort cu ea, ba chiar îmi place destul de tare și o văd asociată în multe ținute, poate cu o maletă neagră sau poate cu una albă, într-o ținută foarte simplă, foarte minimalistă, foarte elegantă, de ce nu, depinde cu ce o porți în picioare, și accesorizată cu o poșetă, la fel și pe măsură. Cred că mai am aici o fustă, însă până atunci aș vrea să vă vorbesc despre un alt pullover foarte potrivit pentru perioada aceasta un pic mai rece anului, pentru că materialul este unul un pic mai grosuț, însă iarăși vorbim despre un model întâlnit în magazinele din mall, în H&M, în Zara, ba chiar am probat unul foarte, foarte similar în H&M, însă la un preț dublu, dacă pot să spun așa. Fiind vorba despre acest pullover, cred că chiar l-ați văzut pe cel din H&M, pentru că vi-l arătam într-un clip pe TikTok sau pe Instagram, așa că l-aveți cu siguranță acolo. Este vorba despre un pullover ceva mai scurt, cu umeri goi, dar și cu un material ceva mai grosuț, potrivit pentru perioada aceasta rece a anului, pentru ianuarie, pentru februarie, pentru decembrie, de ce nu, pentru că mi se pare tare potrivit pentru sărbători, pentru Crăciun, dacă l-aș fi avut pe atunci. Este iarăși bej, culorile deschise cred că mă atrag cel mai mult și cred că mi se potrivește cel mai tare, pentru că le am deseori în dulapul meu, deși tind să mă duc și spre culori un pic mai vibrante, mai colorate din punct de vedere al modelului, cred că cele bej, maro, albe sunt preferatele mele, pentru că le văd tare, tare purtabile în ținutele mele de zi cu zi. Pentru a înțelege un pic mai bine despre ceea ce vorbesc, însă v-am spus, o să vă atașez și câteva imagini, pulloverul acesta este creat să se așeze cam așa, cu umeri goi, foarte, foarte elegant, simplu și sofisticat în același timp, pentru că cred că se potrivește în multe, multe ținute, atât elegante cât și ținute de zi cu zi. Mâneca lui ar spune că este una clopot, ceea ce înseamnă că este un pic mai largă spre încheietură, un detaliu feminin
feminin care adaugă acel ceva, iar noi în sine vorbim despre un pullover crop ce poate fi purtat cu o pereche de pantaloni cu talie înaltă, de exemplu, sau cu o fustă. Și lăsăm numai decât aici deoparte, pentru că mai am pentru voi încă un articol pentru partea de sus despre care aș vrea să vă vorbesc. Un articol care a intrat în trend bine de tot toamna aceasta, l-am văzut peste tot, pe TikTok, pe Instagram, în magazine, la diferite fete pe care și eu le urmăresc în mediul online, așa că n-am putut să le vid foarte, foarte mult, pentru că l-am văzut pe Shein cu un preț mult, mult mai bun. Iarăși vorbim despre un articol extrem de accesibil care m-a surprins de data aceasta din punct de vedere al materialului, pentru că, într-adevăr, este un material extrem, extrem de moale și de fin pe care de-abia aștept să-l port, lăsând la o parte modelul care oricum este foarte frumos. Este un model simplu, așa cum probabil v-am obișnuit, mai ales în haul-ul de astăzi, pentru că tind să cred că am mers pe lucruri foarte simple, foarte basic, care se potrivesc în multe ținute de zi cu zi, niște articole pe care să mă pot baza și tare potrivite toate pentru zilele în care nu știu cu ce să mă îmbrac, niciun articol nu mi se pare îndeajuns de confortabil, îndeajuns de potrivit pentru starea mea de spirit, așa că pur și simplu iau o blusă de genul acesta pe mine și am rezolvat toată situația, pentru că într-adevăr este basic și este foarte, foarte contemporan, un trend, dacă aș putea să spun așa. Are dungi, arată cam așa și în partea din față are un decolteu sau o tăietură un pic mai aparte, care evidențiază foarte frumos zona gâtului, însă cu mai multe detalii o să revin eu pe parcursul acestei descrieri. Lungimea mi se pare tare potrivită, iar eu încă din momentul în care am văzut-o pe site, am știut că o să port foarte, foarte mult, așa că este cumva ideală pentru mine, este esențialul într-o zi oarecare. O dezamăgire de data aceasta de pe Shein, însă nu neapărat din punct de vedere a modului în care arată sau din punct de vedere al modelului, al calității, ci din punct de vedere al mărimii, pentru că până acum n-am mai avut problema aceasta să-mi greșesc mărimea, însă nu știu cum s-a nimerit fix acum, fix la articolul acesta pe care mi l-am dorit atât, atât de tare. Este vorba despre o fustă pe care, iarăși, cred că ați văzut-o în multe, multe magazine de prin mall, pentru că, într-adevăr, este foarte, foarte căutată și purtată. Cred că a fost un model extrem de îndrăgit toamna aceasta, pentru că l-am văzut peste tot. Și cam așa arată și varianta de pe Shein, extrem de accesibilă, a costat undeva la 6 euro, 5 euro, nici nu mai știu, însă mai multe link-uri o să vă pun în descriere. Problema cu ea nu este neapărat calitatea sau felul în care arată, pentru că, așa cum puteți vedea, arată foarte, foarte bine pentru o fustă atât de ieftină, ci este mărimea, pentru că nu mi-am ales mărimea corespunzător. Am aici mărimea S, ce în general mi se potrivește. Ați văzut la toate articolele pe care mi le-am mai comandat de pe Shein, aceasta este cumva mărimea mea pe care o aleg de fiecare dată. Cu această fustă însă n-a fost chiar așa ușor, pentru că mi este foarte, foarte mică. Într-adevăr, o să-și găsească ea locul, însă mi-aș fi dorit să și-l găsească la mine în dulap, pentru că de aceea am comandat-o, de-abia așteptam să o port și chiar am văzut-o integrată în câteva ținute, pentru că următorul articol este chiar comandat datorită sau din cauza ei, pentru că nu știu cum să o iau în situația aceasta. Este un articol pe care l-am văzut asociat sau purtat cu această fustă și de aceea mi l-am comandat. Lăsând-o la o parte, pentru că nu o să o vedeți nici în partea de try-on, fiind atât de mică de mine, vreau să vă arăt articolul pe care mi l-am comandat, cred că ultimul vestimentar din cadrul clipului de astăzi, și anume un hanorac, pe care l-am văzut foarte potrivit cu fusta pe care v-am arătat anterior. Cu siguranță nu o să vedeți neapărat combinația pe mine, pentru că doar am gândit-o, am vizualizat-o în capul meu în momentul în care mi-am comandat cele două articole, însă posibil în viitor poate o să-mi dau o altă comandă, poate o să-mi iau mărimea corespunzătoare, însă să fiu sinceră cu voi, în momentul acesta mi-e cam frică să mă mai avânt spre genul acesta de fuste, având în vedere că mărimea cu ele este destul de diferită, destul de ciudată, aș putea să spun, așa că o să vedem ce facem, dacă o să o comand din nou sau dacă nu, vorbind în continuare despre un hanorac negru care arată cam așa. Să știți că multe nu sunt neapărat de zis despre el, este un hanorac ca toate celelalte, calitatea este una ok pentru prețul lui, a costat undeva la 6-7 euro cu tot cu diferite reduceri, așa că cred că este un preț mai mult decât decent. Calitatea, ca să vă dau un exemplu, poate fi asemănătoare cu a hanoracilor de pe CNSI sau din magazinul lor fizic, pentru că mi se par destul de similare atât din punct de vedere al prețului, cât și din punct de vedere
al calității. Este un hanorac negru foarte, foarte simplu, cu un model clasic, aș putea să spun. Îl cumpărasem pentru a-l purta cu fusta pe care v-am arătat-o anterior, însă cumva n-a fost cazul. Să știți că el este și îmblănit pe interior și se simte extrem, extrem de fin la atingere și foarte, foarte călduros. Sunt sigură că o să-l port în diferite combinații, un pic mai sport, foarte potrivite pentru cumpărături alimentare, de exemplu, sau poate curățenie prin casă, pentru stat prin casă sau pentru dus până la mega. Din punctul acesta de vedere, nu o să fie neapărat o problemă. Are și glugă și este confortabil, așa cum am menționat și anterior. Mărimea mi se potrivește. Eu am aici mărimea 36, mărimea S, care să știți că nu mi este atât de fixă. Este un pic oversize. În cazul în care vă doriți un astfel de model, îl las aici deoparte pentru că urmează să vorbim despre accesorii. Înainte să trecem la produsele de make-up pe care urmează să vi le arăt, am aici niște agrafe tare, tare simpatice cu niște fundițe pe care le-am văzut peste tot. Fundițele se poartă, mai ales în 2023 și 2024 pentru că sunt încă în trend, așa că eu încerc să-mi cumpăr de prin diferite părți destul de multe astfel încât să fie. Sunt niște accesorii la care îmi place să întind mâna pentru că într-adevăr te salvează din multe situații atunci când pur și simplu vrei să completezi un look pentru că sunt tare, tare drăguțe. Eu mi-am luat de data aceasta pe negru și arată cam așa. M-am gândit să le port în diferite tutoriale de make-up pentru că prind părul destul de bine și cred că m-ar ajuta în acest sens. Au fost tare, tare accesibile, undeva la 1 euro, 5 lei, 4 lei pe acolo și le-am cumpărat de pe Shein pentru că mi se pare că prețul este unul destul de bun, având în vedere și calitatea. Trecem așadar la produsele de make-up. Să știți că nu am aici neapărat un look complet cu produse de pe Shein, pentru că de data aceasta am mers mai mult spre produse pentru ochi, pentru buze și mai puțin pentru ten, având în vedere că sunt atât de accesibile. N-am riscat neapărat cu foarte multe produse de data aceasta pentru că mi-a fost un pic cam frică, trebuie să vă recunosc, având în vedere că n-am mai testat niciun produs pentru machiaj de la SheGlam și nu știu neapărat cum va reacționa tenul meu acneic cu ele. Însă vom testa, vom vedea și în următoarea comandă poate să-mi comand și un fond de ten sau o pudră, un concealer și așa mai departe. Însă până atunci avem acest set pentru gene de la Shein, foarte, foarte accesibil, merită din plin pentru că sunt accesibile și avem aici vreo 7 perechi de gene la un preț mai mult decât rezonabil, având în vedere că în DM o pereche de gene costă undeva la 15 lei, cât am dat eu pe tot setul de pe Shein. N-am avut nicio problemă cu ele, am terminat vreo 2 seturi până în acest moment, având în vedere că le-am descoperit acum vreo 2-3 luni, oricum în 2023. Sunt extrem, extrem de calitative, aș putea să spun, nu știu dacă acesta este cuvântul, însă sunt exact la fel ca cele din DM sau ca cele un pic, un pic mai scumpe. Raportându-ne la faptul că le putem purta de 2 sau 3 ori până să le aruncăm, cel puțin așa am procedat eu. Acesta este modelul meu preferat, vin un pic mai lungi pe colțuri și sunt perfecte pentru mine și pentru machiajul meu de zi cu zi. O să vă las un link în descriere pentru a vă duce exact către acest model. Bineînțeles, mai avem aici niște produse virale, niște produse pe care le-am văzut peste tot, așa că am zis că neapărat trebuie să le testez într-un clip alături de voi. Am aici blush-ul lichid, care arată cam așa, dar și conturul. Atunci când vine vorba de blush sau de contur, eu iubesc produsele cremoase sau lichide, mai rar cele pudrate, cel puțin în ultima perioadă de timp, pentru că întind mâna de foarte, foarte multe ori spre ele, fiind atât de hidratante și ușor de aplicat. Am aici blush-urile în nuanța Love Cake, un blush foarte, foarte rozaliu, bombonicios, care arată extrem, extrem de bine. De-abia aștept să-l testez împreună cu voi. Ambalajul pot să spun că nu arată deloc ieftin, ba chiar cred că este un ambalaj extrem de simpatic pentru prețul lui, costă undeva la 5 euro, 20-25 de lei și uite cam așa arată. Cred că este nemaipomenit de drăguț, așa că de-abia aștept să-l testez și eu împreună cu voi într-un clip separat. Mult lăudatul contur, care cred că a trezit trendul acesta cu make-up de pe Shein, pentru că până la acest contur nu mai văzusem neapărat persoane în mediul online care să le testeze.
sub același ambalaj simpatic, în prima nuanță, cred că este extrem de neutru ca și nuanță, ba chiar spre gri. Așa că dacă vă plac în general produsele un pic mai calde, nu știu dacă este pentru voi, însă nuanța este perfectă pentru conturul feței, pentru că pur și simplu adâncește tot machiajul. Ruj, dar și creion mai am aici lângă mine, un creion foarte calitativ din punct de vedere al ambalajului, pentru că încă nu l-am testat, doar că uitându-mă la el, cred că mi-a creat din start câteva așteptări pe care sper să le îndeplinească, să le ducă la final, pentru că uitați-vă doar cum arată. Este un creion pentru buze, foarte accesibil, undeva la 2 euro, în diferite nuanțe, deci o să vă găsiți cu siguranță ceva ce vi se potrivește, într-un ambalaj divin. Este un roz pal deschis, mat, care arată foarte, foarte bine. De-abia aștept să-l testez împreună cu voi. Este iarăși un produs lăudat pe tot internetul, așa că de-abia aștept să văd dacă o să-mi placă, dacă o să facă ceea ce promite, pentru că dintre produsele de la Shiglem de acesta sunt cel mai încântată, pentru că vreau să văd dacă într-adevăr este pigmentat, cremos, dacă este ce trebuie. Că despre ruj, să știți că nu mă așteptam nici de cum la un asemenea ambalaj, nuanța fiind una deschisă, rozalie, foarte potrivită pentru mine. Acesta este rujul pe care mi l-am comandat, a costat foarte puțin, undeva la 2 euro, 10 lei, 11 lei, undeva pe acolo, având extrem, extrem de multe variante, modele, texturi din care puteam să aleg. M-am limitat însă la o singură variantă de data aceasta, urmând să testez mai multe, bineînțeles, în viitoarele comenzi, pentru că, într-adevăr, este un ruj pigmentat, dar și cremos, este un ruj foarte portabil pentru zi cu zi. Cam așa arată el, este tare, tare micuț, cred că îl poți lua cu tine pe peste tot, încape într-o poșetă, cu siguranță chiar în cea pe care v-am arătat-o la începutul acestui clip. Să știți că miroase foarte, foarte bine, miroase a prăjitura, plăcintă cu brânză, dacă pot să spun așa. Este un miros dulce ce mă duce cu gândul la ceva plăcintă sau prăjituri, așa cum v-am menționat și anterior. Sper ca mirosul să se păstreze, pentru că, într-adevăr, nuanța este una foarte portabilă, ideal pentru zi cu zi. Privind zona ochilor, m-am orientat câteva produse pentru un machiaj complet, și anume un eyeliner, un mascara, dar și o paletă pe care urmează să vă arăt imediat. Acesta fiind eyelinerul despre care vă vorbeam, arată foarte bine și el, are un ambalaj superb, extrem, extrem de drăguț, având o pensulă destul de subțire, așa cum o văd eu, sper să fie și pigmentat, rezistent, pentru că acestea sunt două aspecte peste care nu trec, lăsând la o parte ambalajul care într-adevăr este feminin, drăguț, elegant și foarte neîntâlnit. Și produsul de tip mascara m-a surprins, pentru că într-adevăr în momentul în care l-am adăugat în coș, n-am fost îndeajuns de atentă încât să observ că are două capete pentru rezultatul pe care vrei să-l obții, un rezultat mai natural sau un rezultat mai dens, mai intens, aș putea să spun. Avem aici un produs rezistent la apă, așa că o să-l testăm. Așa cum vă spuneam, are două capete. Aici avem un capăt pentru un aspect ceva mai natural, cu niște peri ceva mai rari, pentru alungire, dar și pentru definire. Iar în cealaltă parte a produsului avem un capăt cu niște peri ceva mai deși, pentru un rezultat mai intens. În momentul în care a ajuns comanda, mai rămăsese ca și acum un singur produs în pachet. Un produs care arăta cam așa. Eu, nemai știind neapărat ce produse mi-am comandat, chiar mă gândeam că este ceva pentru casă, mă gândeam că mi-am comandat un organizator sau un produs pe care oricum îl am în lista de dorințe, pentru că am diverse produse pentru toate utilitățile acolo, nu o să vreți să vedeți ce este acolo, pentru că am produse de beauty, am produse de casă, am tot felul de produse pe care urmează cu siguranță să mi le comand, pentru că eu tot le adaug acolo în speranța că o să-mi plasez o altă comandă când o să se mai strângă. Revenind la produsul pe care l-am aici în mână, mă așteptam să fie ceva pentru casă, pentru că a venit ambalat așa. Ambalaj care este foarte, foarte potrivit, gândindu-mă eu apoi și descoperind că de fapt este vorba despre paleta de machiaj pe care mi-am comandat-o. O paletă foarte, foarte mică comparativ cu acest ambalaj destul de mare și care ocupă destul de mult spațiu. O paletă pe care am zărit-o eu la o primă vedere pe site-ul lor și pe care mi-am comandat-o pentru că am zis că este mai mult decât ok, accesibilă și destul de drăguță pentru clip
clipul pe care urmează să-l filmez, tot aici pe YouTube. Cam așa arată. Conține 4 nuanțe, 2 sidefate metalice foarte frumoase, dar și 2 mate, perfecte pentru un machiaj de zi cu zi, pentru că nu-ți trebuie mai mult. Eu am cumpărat-o cu niște speranțe destul de mari, pentru că mă gândesc că dacă această paletă face ceea ce promite și într-adevăr oferă un aspect cât se poate de mulțumitor, pentru că nu mă aștept la ceva wow, având în vedere că a costat undeva la 15 lei, o pot lua cu mine în călătorii, o pot purta cu mine în geantă și mi s-a părut o idee extraordinară, de aceea m-am orientat către o variantă mică ce conține culorile pe care le folosesc eu într-o zi obișnuită. Am aici niște nuanțe superbe, niște nuanțe maronii, atât de maron închis cât și de rozaliu, un maron un pic mai deschis pentru fardul de tranziție, dar și un auriu foarte, foarte frumos pe care îl puteți folosi ca și iluminator. De exemplu, că tot vorbeam de călătorie, în momentul în care nu car cu tine foarte multe produse și trebuie cumva să eficientizezi totul. Cam așa arată ea, o să o aduc aici în fața voastră pentru a vă arăta nuanțele, pentru că numai așa pot. Bineînțeles, o să testăm împreună în clipul pe care vi l-am promis. Eu mi-am băgat un pic mânuțele în ea pentru că am fost tare, tare curioasă încă din momentul în care mi-a ajuns comanda, însă cu siguranță mai multe detalii o să vă dau în clipul în care o să folosim toate aceste produse de make-up pe care le-am cumpărat, urmând să vă arăt chiar în minutele următoare și un aplicator pentru pudră pe care îl am pe aici, pe undeva prin marea aceasta de produse. Și uite că l-am și găsit. Dacă mi-amintesc eu bine, și în clipul trecut în care vă arătam ce produse mi-am mai cumpărat de pe Shein, se aflau genul acesta de bureței pentru pudră, care mă ajută foarte tare și care sunt extrem de practici și la îndemână, așa că mi-am mai cumpărat încă câțiva. O să vă arăt și vouă cam cum îi folosesc în momentul în care o să filmez acel clip cu machiaje de pe Shein. Până atunci, cam așa arată, extrem, extrem de fin și calitativ pentru prețul lor. Avem și o pisică care ni s-a alăturat spre final de clip. Să știți că până acum a dormit pe aici, pe undeva, prin grămada de haine, pentru că, într-adevăr, lângă mine se află multe, multe produse pe care vi le-am arătat anterior. O lăsăm pe Bliss să-și facă viața și să-și continue somnul de frumusețe, pentru că știți și voi cât este de important pentru o pisică. Doarme toată ziua, dar seara are o energie de sare pe pereți. Însă, lăsând asta la o parte, acesta a fost haul-ul Shein. Sper din tot sufletul că v-a plăcut, sper că l-așteptați pe cel cu machiaje, pentru că, într-adevăr, eu de-abia aștept să le testez. De-abia aștept să văd ce rezultat pot obține cu niște produse atât de accesibile, dar și atât de lăudate în mediul online. Așa că, dacă voi ați testat produse de la SheGlam, le aștept în comentarii. Vreau să-mi spuneți părerea voastră despre ele, vreau să-mi spuneți ce ați testat, cum vi se pare, dacă chiar merită sau dacă nu, care a fost experiența voastră cu ele, pentru că și eu sunt extrem de curioasă în același timp, dar și încântată, pentru că vreau să văd care e treaba cu ele, de ce toată lumea vorbește despre rezultat, despre modul în care se aplică și despre raportul calitate-preț. Până atât, sper că v-a inspirat acest clip, sper că v-a ajutat, inspirat și poate relaxat. Eu am fost Daria și ne revedem data viitoare cu un altul. Pa, pa!